Bună seara, bună seara, suflete minunate și frumoase, ce faceți voi? Sper din suflet că sunteți toți bine, ne apropiem, mai este un pic, mâine și poi mâine, poi mâine este sfârșitul anului 2023, da? Îmi vine să râd că mi-a scris o prietenă de-a mea la mulți ani de sfârșitul lumii. Și am râs, da, sfârșitul lumii. Doamne ferește, m-aș fi speriat. Zic, păi fată, scuză-mă, făceam mâncare și am uitat să scriu corect. Da, am înțeles, se mai întâmplă. Sfârșitul lumii. Poate să vrea să zică că se sfârșește ceva, probabil chiar și în lume. De ce nu? Doamne ajută să se sfârșească cu rău, să se sfârșească cu birocrația, cu toate corupțiile astea, ar fi bine, da? Oricum, eu vă doresc la toți un an nou fericit, fie ca Domnul nostru Iisus Hristos să fie în casa voastră, la toți, să vă îndeplinească toate dorințele, în primul rând să vă dea sănătate, că asta e cel mai important lucru de pe fața pământului. Dacă nu avem sănătate, niciun ban din lume nu ne ridică de la pământ, da? Am zis să fac o lectură generală, așa, pentru sfârșitul anului 2023, începutul anului 2024 și cu întrebări ce aduce anul 2024. Da? Facem o lectură generală, dragii mei, și să vedem pentru toți care vă uitați la acest video ce aduce anul 2024. Să știți că nu mâine, poi mâine, vă arăt castronul dorințelor, în primul rând, și castronul sporului de bani și a norocului, care eu arunc prin casă în noaptea de Revelion și las așa două zile, să știți, nu mătur, nu nimic. Las așa și ce adun, după aia dau la păsările cerului, da? Așa că, dacă vreți și voi să faceți, în primul rând, solți de pește, să aveți, este foarte, foarte important, solți de pește, ca să vă vină banii în casă, da? Hai să vedem ce aduce anul 2024. Extragem o carte și aduce foarte multe vești pentru mulți dintre noi, foarte multe vești, foarte multă energie a comunicării, a veștilor. Dacă până acum am tot așteptat ceva vești să vină către noi, să vină ceva care așteptam de mult, ia uite că în 2024 acele faimoase vești care voi le doriți sau acele mesaje sau acele vorbe care voi le-ați dorit vor veni către dumneavoastră cu bucurie în anul 2024, anul comunicării, anul mesajelor, da? Anul pozitiv, bine, este și an karmic pe sistem de glob, cum se numește, politic. Acolo, da, se poate spune că și Nostradamus și mulți alții au spus că în 2024 începe război. Eu sper din suflet să nu înceapă. Acum Dumnezeu să ne ajute pe toți, da? Ce decizii veți lua fiecare dintre voi? V-am zis, este o citire generală. Hai să vedem deciziile care le veți lua, da? Deciziile. Păi ce decizii? Aici mi-apare ursul polar. Voi veți începe anul viitor, mulți dintre voi, cu decizia de a fi mai puternici decât anul ăsta. Adică știți că ursul polar este un animal foarte puternic, suportă foarte mult frigul. Vedeți, el stă la pol, suportă frigul la polul nord, el stă la frig și vă veți căli sau sunteți deja căliți cu problemele care le aveți, cu necazurile care le aveți și anul care vine, 2024, veți lua decizia de a nu mai fi călcați în picioare, de a fi puternici, de a fi deasupra tuturor, da? Deasupra dușmanilor, este foarte bine, de a nu vă mai lăsa pradă dezamăgirilor sufletești, de a fi mai puternici din punct de vedere atât mental cât și fizic, dar mai ales psihic, adică gata, voi frate, până aici eu nu mă mai lăs, poate să zică X, Y, Z, nu știu ce de mine, poate să vorbească cât a vorbit, pe mine nu mă interesează, eu merg mai departe pe drumul meu și nu mai stau să mă cer cu nimeni, foarte frumos. Ce vise se vor îndeplini? Hai să vedem visele care se vor îndeplini în 2024. Se va îndeplini visul pentru o împăcare în unele situații, da? În cazul în care v-ați certat cu partenerul de viață, v-ați despărțit, l-ați lăsat în spate, se îndeplinește visul să vă împăcați. De asemenea, mai există și un vis karmic pentru unele persoane de a vă răzbuna, da? Se îndeplinește și o răzbunare. Vă doriți din suflet să vă răzbunați pe o persoană care odată și odată, la un moment dat, vi-a făcut rău și ia uite că anul 2024, martie, cam prin martie, când se dă drumul la apă, se dezleagă tot, luna dezlegărilor, luna martie, da?
Chiar și luna ianuarie este prima lună din an unde, dacă vreți să începeți anul cu bine, se face foarte multe ritualuri pentru spor, pentru abundanță, pentru prosperitate și are foarte mult benefic pentru toate lunile din an. Deci anul care vine, în unele situații vi se va îndeplini un vis pentru răzbunare, în altele situații se va îndeplini un vis pentru a vă împăca cu cineva din trecutul vostru care la un moment dat drumurile voastre s-au despărțit. Hai să vedem ce viață nouă veți începe. Hai să vedem ce se va întâmpla, ce viață nouă veți începe, care este sloganul pentru a începe o viață nouă. Da? Veți avea puterea în mâinile voastre, veți începe ceva nou mai departe de casa voastră. Probabil la un drum lung, mulți dintre voi sau multe dintre voi veți începe o afacere pe cont propriu, o viață nouă în altă parte, veți lăsa totul în spatele vostru și veți merge pe un alt drum mai prosper, mai bun. Deja aveți căile pregătite pentru acest drum. În cazul în care nu s-a întâmplat până acum, începând din luna mai, veți începe pe o altă viață. Veți lăsa, dragii mei, casa părintească, veți pleca în străinătate sau ce știu eu unde veți merge, veți începe o afacere nouă, veți începe un loc de muncă nou în altă parte. Poate chiar și locul de muncă îl veți schimba, da? Ce veți lăsa la spate? Ce veți lăsa în spatele vostru? Ce nu vă mai deranjează? Ce veți lăsa în spate? Haideți să vedem ce veți lăsa în spatele vostru. Veți lăsa în spatele vostru o situație financiară. Poate că nu vă va mai interesa banii, poate că nu vă mai interesează terenul să-l vindeți, casa să o vindeți, nu mai vreți război cu nimeni, nu mai vreți să vă certați cu frați, surori sau ce aveți aici de împărțit cu partenerul de viață, chiar nu vă mai interesează banii, veți lăsa în spate lupta asta, vanitatea asta pentru bani, pentru că doriți liniște mulți dintre voi și atunci veți lăsa în spate aceste lucruri și vă veți îndrepta către ceva mai bun. Chiar dacă nu știți că cu banii cumperi patul, dar nu cumperi liniștea, da? Și tot așa mai departe. Nu cumperi sănătatea, nu cumperi dragostea. Probabil veți întâlni ceva care are legătură cu sufletul vostru și atunci veți lăsa în spate chestia asta, lupta asta pentru bani, da? Să vedem mai departe, dragii mei. Așa. La ce veți renunța totuși? Deci ce veți lăsa în spate? La ce veți renunța? Hai să vedem la ce veți renunța. La ce veți renunța? Păi veți renunța la o relație toxică, cu siguranță, la o problemă toxică, la o problemă care vă deranjează sau care deja vă apasă în anul ăsta. Poate că aveți o relație toxică, veți renunța la această relație. Poate aveți un loc de muncă care vă surmenează, veți renunța la acest loc de muncă. Poate aveți o mamă, un frate, un frate, o soră care vă deranjează, un cumnat, o soacră, ce știu, orice lucru care vă deranjează, voi începând din luna martie, veți lăsa la spate. Deja aveți planurile de a închide orice chestie cu chestiile astea, da? Și atunci veți lăsa la spate ce vă deranjează, veți renunța la aceste lucruri și nu vă mai interesează, dragii mei, dragile mele, da? Haideți să vedem ce energie vine către dumneavoastră, da? Ce energie vine către dumneavoastră în anul 2024? Ce energie vine către dumneavoastră? Energia abundanței, energia banilor, da? Din aprilie deja veți avea foarte mulți bani, veți avea câștiguri financiare, poate veți juca chiar și la jocul de noroc sau vi se mărește locul de muncă sau veți găsi un loc de muncă, vi se mărește, vi se dă mai mulți bani la locul de muncă, mă scuzați. Poate veți găsi un loc mai bun de muncă, poate veți câștiga o moștenire începând din luna aprilie, dar veți avea un mare noroc. Asta este energia care vine către voi. V-a spus că începând din luna ianuarie problema este că se fac dezlegări de sporul banului, de reușite în carieră și așa mai departe și de servicii. Energia care vine către voi toți cei care vă uitați este energia abundanței și a banilor începând din luna aprilie. Ce vă spune Universul? Hai să vedem, Universul vorbește, da? Și să vedem Universul ce mesaj vă transmite Universul vouă. Ce mesaj vă transmite? Ce vine către voi? Ce vă spune Universul, da?
Universul vă spune experiența, prova senza paura. Vă spune să încercați fără să aveți frică. Aveți o experiență, cei care sunteți trecuți de 40 de ani, bineînțeles. Va veni către voi experiența vieții. Vă spune că orice lucru încercați să îl faceți fără să aveți frică. Da? Nu trebuie să aveți frică în a lua o decizie, în a face ceva, pentru că universul practic asta și face. Vă îndeamnă la acțiune și vă spune ca să faceți această acțiune. Dacă aveți o idee nouă, dacă simțiți că ceva trebuie să faceți începând din luna ianuarie, încercați să o faceți, vedeți, încercați fără să aveți frică, pentru că este o experiență, că greșiți sau nu greșiți, este totuși o experiență și universul vă îndeamnă cu siguranță să faceți acest lucru, da? Și vă spune aici, ce surprize vă rezervă viața. Hai să vedem cu aceste cărți, da, de Marsilia, ce surprize vă rezervă viața în 2024. Ce surprize vă rezervă viața? Ce surprize vă rezervă vouă viața? Aoleu, se lipește cartea. Da? Vă dezlegați foarte frumos, foarte frumos, acolo unde ați fost legați, acolo unde ați fost intuiți pe loc, acolo unde vedeți această femeie care este legată la ochi, legată peste tot cu acele săbi, vă dezlegați de dușman, vă dezlegați de farmece, vă eliberați de ceva rău care este asupra voastră, foarte frumos. Ce surpriză vă rezervă viața? Viața vă rezervă surpriza că voi vă dezlegați. Da? Prin iunie aveți rezultate mult mai pozitive în ceea ce doriți să faceți, dar oricum sunteți pe drumul bun, poate că ați mers la biserică, poate că ați apelat la descântătoare, poate că v-ați început o lucrare, ce știu, sau poate că faceți rugăciuni pentru a vă dezlega, cu siguranță anul viitor vă dezlegați cu mare succes, foarte frumos, că aveți cununile legate, că aveți farmece făcute, cine știe cum, vă dezlegați. Hai să vedem și cărțile îngerilor și arhanghelilor. Ce vă spune pentru anul 2024, da? 2024 vine cu arhanghelul Jeremia, care vă spune să vă veți supera toate dificultățile, că orice lucru greu este trecut, a trecut, vrea să vă spune, și vei trece peste toate aceste dificultăți care tu le ai în prezent. Arhanghelul Jeremia spune să stai liniștit că vei trece peste toate dificultățile, peste toate greutățile, da? Și că va trece și greul care tu îl superi acum în momentul ăsta, va trece și cu siguranță vei fi puternic, da? În anul 2024 vei fi mult mai puternic. Încercați să vă rugați, cei care aveți probleme foarte grave, la Arhanghelul Jeremia, aprindeți o lumânare de culoare albastru foarte deschis sau un galben foarte deschis, da? Chiar și un maro deschis puteți să scrieți pe lumânarea Arhanghelului Jeremia și numele dumneavoastră și problema sau o dorință care o aveți. Cu siguranță îngerii își fac datoria dacă voi îi chemați. Și o dorință, să vedem vis-a-vis de o dorință cu aceste minunate cărți care vă spune, vă dă de înțeles viitorul și vă dă o anumită clară viziune, să zicem așa, da? Hai să vedem una din ce, o dorință care se îndeplinește. Vă spune integrațiune, da? Îți spune așa, să faci ceea ce tu, să pui în practică ceea ce tu faci în prezent, să nu ții doar pentru tine. De exemplu, dacă ai ceva în inima ta, în mintea ta, o dorință care tot dorești, să o exprimi în cuvinte, atâta timp cât tu vorbești, universul vede, da? Și universul îndeplinește dorințele. Poți să o scrii pe o foaie de hârtie, fain frumos, și să o sufli în vânt. Bineînțeles că universul vede. Îți spune că ceea ce tu dorești în prezent se poate transforma în realitate. Deci dorințele există, uitați ce frumos e pe spate cu îngerii, dorințele se îndeplinesc dacă crezi cu adevărat în ele. Și fiți foarte atenți la cifra 22, da? O scrieți pe o bucată de hârtie cifra 22
Și o purtați la dumneavoastră, scrieți cifra 22 și dorința, purtați-o la dumneavoastră chiar și de anul nou, în sutien sau în buzunar, da? Și după anul nou, la 3 zile, pe data de 3 ianuarie, îi dai foc, bineînțeles, și împrăștii cenușa în vânt. Te va ajuta foarte mult această cifră 22 pentru îndeplinirea dorințelor tale. Spunând așa, vă doresc o noapte minunată în continuare, o seară minunată, cu bucurii sufletești, cu tot binele din această lume. Vă pupăm și vă îmbrățișăm cu mare, mare drag și vă dorim tot binele din această lume.